3. Cu privire la dare de seama polițiștilor de sector pe 12 luni ale anului 2012. Raportor Costică Vasile, vă rog. Domnul consilier, o dată suntem să vă zicem bună ziua. Dacă îmi dați voie să trecem, vă promit că o să fim succint, clar, activității postului poliției perioada 12 luni anul precedent. Vreau să zic așa, pe parcursul a 12 luni de activitate a postului poliției Costești s-au înregistrat 66 de infracțiuni, din care 46 de infracțiuni au fost descoperite. Crime grave, omor 1 descoperit, violuri avem 3 descoperite, tâlhării 1 descoperită cu ajutorul Chișinăului, mulțumim, jafuri 4, 3 descoperite, droguri 3 cazuri, 3 descoperite, aici ținem să adăugăm droguri în cantități, găsite în cantități mari, nu e vorba de fumat la discotecă, e vorba de găsirea substanțelor de marihuana în satul Costești la diferite gospodării, care nu vă spun nimeni unde. Da, un factor important, țineți-vă și la conștiința Consiliului, avem o problemă foarte, o problemă majoră cu cazurile de furturi din averea patrimonială a cetățenilor. Unde casele sunt lăsate singure, averea pe deal stă în lipsa pazii, să spunem noi așa, și infractorii au câștig de cauză și fură. Cu părere de rău fură, avem cazuri de furturi, avem cazuri multe furturi descoperite și multe furturi nedescoperite. De aceea ținem să facem la conștiința Consiliului ca noi toți împreună să muncim și toți cetățenii din satul Costești să muncim în combaterea fenomenului acestui de furturi. Vreau să mai spun încă un factor important, îl avem cu violența în familie. Avem articole noi în codul penal, unde până acum, dacă are precedent, se întâmpla un caz de violență în familie și soțul sau soția era pedepsită cu contravenție, amendă sau arest contravențional, acum este un articol în codul penal, violența în familie, unde sunt cauze penale și deja muncim asupra acestora să combatem fenomenul de violență în familie. De aceea v-aș ruga că împreună cu dumneavoastră să încurajăm chestia asta, activitatea de a munci împotriva violenței în familie, să spunem lucruri pe nume, să aducem la cunoștință societatea civilă, de a anunța poliția, consiliul sau comisiile administrative locale, să știm unde sunt cazuri de violență în familie și să le aducem la cunoștință, să le putem combate pentru a preveni un omor sau niște crime grave. Mihai. Ce schimbări? Sancțiune, deja sunt articole noi, sancțiune. Sancțiunea s-a schimbat, deja e în antipușcării, nu mai este amendă sau o chestie ce. Dacă soțul sau soția bate acasă, e violență în familie și deja o altă răspundere penală. Așa. De către postul de poliție s-au întocmit pe parcursul de 350 procese contravenționale. În urma acestora s-au achitat 65.500 lei din codul primăriei. Cu banii s-au plătit foarte mult mai mulți. Vă explic de ce. Acești bani care sunt plătiți în jumătate sau sunt plătiți în termen de 30 zile vin în primăria satului Costești. Cei care nu plătesc sunt invitați adăugători la judecătoria Ioloveni. Acolo, dumneavoastră, se dublează amenda și se achită. În părerea mea, cu părere de rău, deja banii aceia nu vin în contul primării Costești, dar vin în contul raionului Ioloveni, a orașului Ioloveni. Eu am ridicat întrebarea la Comisarul Poliției Ioloveni și cred că, nu știu, conducerea noastră o să o ridice la Consiliul Raional, pentru că, de fapt, faptul a avut loc în Costești, sancțiunea în Costești, dar banii se duc în alte conturi. O să vedem răspunsul la cauza nu. Nu vă putem da, decât să vedem, o să fie o decizie cu Consiliul Regional sau, mă rog. Așa. De către... Eu cer scuze, întrebare. Dar banii ăștia vin că a venit la primărie? Da, da. Că a venit? Da, da. Așa, de către postul de poliție, de mine și colegul meu, au fost reținuți 9 persoane aflați în căutare statală. 8 debitori de stat. Avem 2 arme predate binevole și 5 arme ridicate în urma cărorva sancțiuni sau în urma cărorva controlul la domiciliu, unde au fost stabilite că au fost păstrate ilegal sau au fost comisi careva încălcări cu dumneavoastră.
la spitalul psihiatriei, de către postul poliției Costești, au fost transportați anul acesta 50 de persoane internate la spitalul psihiatriei. Aici țin să facem o remarcă, între aceste 50 persoane, 25 de ori a fost dus o singură persoană la psihiatrie, unde iarăși statul cheltuie numai bani cu mașina asta oaie la spitalul de urgență, 10-20 litri de benzină, numai într-o direcție. Noi îl dușim, stă o săptămână, îi dă drumul, ea iar face probleme și ea, ca așa, de fapt, ne plimbăm, dușim în pomocoa. Și noi am făcut și primărie, și noi am făcut o demers către conducerea spitalului de psihiatrie, de a lua o decizie, de a... Mă rog, noi vorbim cu alte răspunsuri. Persoana este periculoasă pentru... Da, este periculoasă, se fac la evidența psihiatriei, noi de fiecare dată acționăm pront, noapte, zi, duminică, luăm, dușim, mă exportăm, asta e legislația. Peste săptămână e acasă. Este deja răspunsul meu în partea noastră. E incompetența consilierilor de a lua ceva, de a prăni o hotărâre? De a face un demers către, către Ministerul Sănătății. Este lege, da. Ei spun că el a fugit și gata. Eu nu știu cum. Iese din situație. Dar păi este... Dar fiind o dată, două ori, dar este... Fie întrebarea asta, Ian, eu am o propunere. Să nu spunem așa, să prevenim, că dacă o să o menționăm, el este periculos pentru societate, poate mergem cu prevenirea, adică să înștiințăm, să scriem poate unde organe competente. La organe competente de a lua măsuri înainte. De a face o crimă. Ministerul Sănătății. Să ascultăm de pe raportul și cum o să dăm întrebări. La dispensarul oncologic au fost transportate în acesta 20 de persoane. Aici ținem să facem o remarcă, sunt schimbări legislației unde noi deja nu mai putem să forța persoana care este bolnavă de boală cronică, care este o persoană periculoasă în familie, societate, etc. S-a schimbat legislația, persoana trebuie să-și dea acordul de bunăvoință, trebuie să scrie cere cu mâna lui să fie internată și nu poate mai fi dus forțat, în caz contrar, se numește încălcarea drepturilor omului și nu mai putem duși. Asta e o problemă, trebuie să spunem iară la comisia primării, să vedem ce facem, să discutăm, îl dușim, nu-l dușim. Dumnealor spun că numai dacă este în delir, delir, dacă este țapă în jos, îl dușim. Scuzați. Post la toate acestea, postul poliției a fost că suntem implicați la toate mențiunile ordinii publice, la orice sărbătoare, la orice oficial, practic, venit în, atât în satul Costești, cât și în raionul Ioleveni. Suntem implicați în diferite razii. Socot că postul de poliție, care suntem doi colaboratori la moment, este apt pentru a continua lucrul în continuare. Noi ținem să vă mulțumim pentru susținerea consilierilor și a primarului și a societății civile în satul Costești. Este o lucrare strânsă. Vă mulțumim pentru ajutorul și asistența care ne-o acordați. Vă promitem că o să încercăm să fim cât mai pronți în activitatea de zi de zi. Vă mulțumim foarte frumos. Vă dorim succese în viitor pentru a combate. Eu am rămas cu un demers să vă dă iatrinia cu laborator în ajutor. Eu știu câteodată nu dobândim și apelez și eu și la ora 1 și la ora 2, cum mă apelează pe mine, așa mă apelez și eu și nu dobândiți, ori sunteți într-o parte și am solicitat. E posibil să vă dă iatrinia pe ajutor? Practic, iatrinia cu laborator există în satul Costești, care funcționează. Practic există. El nu este detașat în altă subdiviziune și mult. Practic, conform urmei, există atelierea colaboratorului. Da. Acum, din luna martie, avem schimbări radicale în reforma Ministerului Interne. Se discută să fie la Costești sector de poliție, să începe la Mulești, să mutui cu Malcociu, să fie vreo 9 sate, unde aici o să fie sector și să se spune că o să ne dea 4 colaboratori pe timp de noapte de patrulă, și echipa 902, mașină noapte de serviciu, când a sunat 1902, să iasă prompt, să poate ajuta cetățeanul cu rugămintea sau cu durerea care o are. Asta se promite că va fi votată și implementată acum, în martie, anul curent. Să dea Domnul, să vedem ce scrie. Este un sector mini-comisariat. Da, a fost unul la Raion și acum sunt 5 sectoare.
toate sectoarele se promite că o să fie echipate cu mașini 92, cu mașini de serviciu, se promite. Cum este serviciul pentru minori? Cu părere de rău, serviciul dispare. A, păi da, dar și faci cu bine lansare. Cred că o să ne pui pe scară. Sarcina dumneavoastră, da. Să fie și minori. Da. Cu propunerea, da, domnul Grigoriță. Am o întrebare. Spuneți, vă rog, iată un cetățean se plânge pe altul. Actele vin la dumneavoastră la poliție. Cât de, într-așa cazul, când apar probleme în teritoriu? Vreau să întreb așa, care este colucrarea noastră între Comisia Administrativă a Primăriei și Juridică? Aici, în teritoriu, cum se rezolvă problemele? Sau de asta e la dat la poliție mai departe? Avem cazuri ca să aici avem ca să rezolvăm problemele, înainte de a merge mai departe. Vreau să spun o întrebare. Avem cazuri ca să din competența noastră și decât le anchetăm, le punem sancțiuni, ori trebuie după competență. Dar avem cazuri care țin de competența comisiilor, care avem protecția copilului, care sunt aplicați și eu și multe avem, este o conlucrare strânsă, o facem, este benefică. La cui comisie ne prezentăm? Cunosc un caz când era bine dacă se discuta inclusiv aici în Comisia Administrativă și Juridică. Adică în teritoriul aici să se rezolve problema. Decât să se plătească, nu știu, cum are vrele pe drum și amenzi. Poate aici se descurcă mai omenește, mai simplu. Când legislația noastră a poliției și a legii cu privire la petiții și a codului penal și a codului contravențional, care noi nu satisfacem serviciu, există clar scris negru pe alb. Se lucrează, se stabilește sancțiunea sau se încetează sau se trimite pe competență. Nu putem să discutăm că poate cumva, că poate aici ai drog. Acționăm strict în baza legii. Domnul Vasile, spuneți, vă rog, a spus că acolo a fost descoperit trei cu ăștia, cu narcotici. Anul acesta avem deja unul registrat foarte... Nu, dar eu am vedere, aici trei care au fost, ei demos undeva... Sunt cauze penale registrate care au fost strimis în judecată, nu avem încă sancțiuni, strimis în judecată. Ei sunt pe loc încă s-au arestat undeva. Nu, sunt sub achetare. Da, dar ei sunt liberi. Se află în judecată. Da, ei sunt liberi. Bun. Înțelegem să răspundem că nu mai răstări cu oamenii. Cercetat în stat. Da, dar trebuie să răstări cineva. Da, doamna Tania. Nu sunt eu. Dar voi sunt cele care le spuneți bochii la lecții de acum. Cred că și ei sunt implicați prin diferite tipuri de ierburi. Dar vreau să vă întreb dacă, în cazul când sunt implicați elevi, în furturi, în jafuri, că sunt, eu la mine, urechile mele au ajuns așa cazuri. Și pe urmă întreb părinții, dirigenții, care, cu ce s-a soldat, și lui ăsta e minor, el este implicat în niște delicvențe. Și știm și noi la lecții la școală comportamentului să-l urmărim. Și pe urmă am zis că s-a oprit. Deci cum putem noi să conlucrăm cu dumneavoastră, dumneavoastră cu noi, ca noi știm totuși care elev e cel care a făcut ceva cu el nopțile și știu că nu dorm, îi văd eu ce comportament au. Putem noi lua informații? Acești minori sunt luați în vizorul sectorului poliției, se află la evidență, lista o avem, cred că nu este o mare țipie să vă dăm și dumneavoastră. Da, aveți minori care au depășit vârsta de 14 ani sau 16 ani, conform articolului cu care își răspunde, este sancționat. Care nu are vârsta, conform articolului care a făcut-o, sunt articole care răspunde la 16 ani în sus, sunt articole care răspunde la 14 ani, la 14 ani în sus, dacă nu au vârsta, cazul poate este încetat conform articolului din codul penal care prevede că nu este subiect al infracțiunii sau al contravenției, și decât se încetează cazul, de că nu cunoașteți, dar aceste persoane sunt luate la evidență, la postul poliției, sau la postul poliției, pentru că minori, ca minori de delicvență. Această listă noi o avem, am și putem să vă dăm dumneavoastră, eu cred. Demers sau putem și așa? Nu, știu că la raion, comisariatul, orice delicvență care se întâmplă în raion, îi pune pe masă președintelui informația. La noi, domnul primar... Asistența socială cunoaște... Acum nu sunteți în subordinea noastră și o să vă lidei direct dumneavoastră și președintele raionului. Dar și primarul știu. Noi cunoaștem. Noi, de exemplu, cunoaștem și aceea că a fost profanat drapelul la dumneavoastră, a fost dat focul și dumneavoastră ai spus că nu cunoști. Dar cunoști. Așa e? Cum? Da, am cercetat. Ce au propunat un băiat? Eu am cercetat cazul și n-am nici o dovadă, n-am poate întoarce nici pe o parte, nici pe alta. Și din auzite, de atât zic și eu, din auzite am auzit că o furat și nu știu.
știu cine, cu vreo fanat, eu tot am interes să nu-i acoperi pe niciunul, că să nu se acopere. Dar nu le poți demonstra pentru că te-ai drept. Dacă le dosiți, azi o profanat drapelul, mâine o să fac altă. Nu am ce dosit, că nu-ți neagă cu mine niciunul. Eu am trimis atunci la poliția ca să descoperi cadrul. Dumneavoastră a spus că nu cunoaște. Acum vreau să spuneți că cunoaște. Dar eu nu cunosc. Eu da, cunosc și eu și știu eu. Domn Pietru, vă rog. Vreau de data să mulțumesc, da, băiețul, că într-adevăr e bă, și lucrează la un sat așa de mare, eu creier pentru dânși, dar ei fac față cerințelor. Dar vreau așa o întrebare. Știu, când vrei să practicați, să duce polițistul pe la școală, vei ține câte o lecție, să mai faci așa. Da, da, da. Asta e. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare și vă dorim succes în luarea deciziilor cât mai benefice. Clasă, clasă.